Bună seara tuturor! Sunt Arotela cu etalare pentru cei născuți în zodia Fecioare, cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară. Am amestecat cărțile, dar au început să sară și vreau să vă transmit scurte mesaje înainte să încep etalarea. Poate unii dintre voi aveți nevoie de aceste mesaje. Când am amestecat acest set de cărți, a sărit valetul de cupe cu 4 de, nu, greșesc, scuzați-mă. Valetul de monede cu 4 de cupe. Valetul de monede e o persoană în semn de pământ, puteți fi dumneavoastră, fecioară sau alt semn de pământ, taur, capricorn. Și evident, cartea de cupe reprezintă o persoană în semn de apă, peștrac, scorpion. Dar, altfel, cum ar arăta mesajul? Cineva, bănuiesc că dumneavoastră, vreți să oferiți ceva. Un dar, eu știu. Un mesaj, poate fi și un mesaj, valeții pot fi mesaje. Ideea este că dumneavoastră vreți să oferiți ceva unei persoane în semn de apă, dar persoana e cam supărăcioasă. Încă se gândește dacă primește această ofertă. Încă se gândește. E cam îngândurată. Nu din cauza dumneavoastră, ci din cauza trecutului său. Dacă mesajul ăsta vă spune ceva, bine. Când am amestecat setul celălalt de cărți, adică acesta, inițial a sărit soarele. Superb, superb. Unii dintre voi sunteți foarte fericiți. Soarele reprezintă zodia leului, dar nu obligatoriu. Numărul 19, dacă vă spune ceva bine, poate fi un copil. Vă bucurați pentru un copil sau vă bucurați atât de mult încât vă regăsiți copilul interior, într-un fel sau altul. Soarele reprezintă și o trezire la conștiință superioară. Este o înțelegere superioară a lucrurilor. Nu înseamnă doar bucurie. În fine, este cea mai frumoasă carte din tot tarotul. Sper ca în luna mai să aveți parte de energia acestui soare. Până să-l pun la loc, a mai apărut 8 de monede și 3 de cupe, iar semn de pământ și semn de apă. Mai mult sau mai puțin, repet, taur, fecioară sau capricorn, pești, rac sau scorpion. Ideea este că eu așa văd cărțile. Unii dintre voi munciți de zor pentru a vă întâlni cu cineva drag, prieten, poate să fie o persoană, poate să fie mai multe persoane, da? 3 de cupe, este o întâlnire plăcută cu prietenii sau cu un prieten, o prietenă, da? Și munciți de zor pentru a materializa această întâlnire. O meritați pentru că munciți. Pe de altă parte, poate persoana în semn de apă, o persoană în semn de apă, muncește de zor pentru a materializa ceva, un vis, undeva în, eu știu. Ideea este că avem luna august, avem iar. August reprezintă și zodia Fecioarei și zodia Leului. Ceva se va întâmpla în august. Ceva vă va face fericiți pentru că aveți 3 de cupe. Da? Parcă veți vrea să dansați, să beți, să vă bucurați de acel moment. Și cred că, pentru că am mai sărit 3 de... Mă, ce sar cărțile! Am mai sărit 3 de monede. Cred că e vorba și de o colaborare. Poate începeți o colaborare cu cineva, mai mult sau mai puțin. Aveți 2 de 3. Dacă acest număr vă spune ceva bine, aveți 8. Și iar soarele care este conectat la luna a 8-a august. Ok, eu o să le pun la loc și o să mai amestec încă un pic. Ca așa trebuie. Și din setul celălalt. Am mai multe seturi de cărți. Nu știu, cineva vrea să vorbească, pentru că așa se zice, când sar cărțile, zodia respectivă, oamenii respectiv vor să vorbească despre ei, eu știu. A sărit această carte, conștiința. Bănuiesc că unii dintre voi vă conectați la, cum a apărut și soarele, v-am zis mai devreme, conștiință superioară, la o înțelegere superioară a lucrurilor. Începe să fiți conștiincios, să fiți conștient de ceea ce vreți să deveniți. De ceea ce vreți să faceți, de ceea ce vreți să experimentați. Nu experimentați la modul haotic. Sunteți conștient de, sau vă doriți să fiți conștient de tot ceea ce v-ați propus să faceți.
Poate unii dintre voi începe să vizualizați niște lucruri. Acest personaj, da, Buddha, în această carte, are al treilea ochi deschis, iluminat. Poate unii dintre voi aveți viziuni. Poate. Rămâne de văzut. Amestec încă un pic. Fecioară, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară, mai 2019. Încă o dată. Fecioară, mai 2019. Răbdare. A mai fost o zodie care a avut răbdarea. Cred că în aceeași poziție. Integrare. Wow, ce carte frumoasă. Superbă, superbă. Puf! Schizofrenia. Vă faceți griji. Vă faceți griji. Nu vreau să folosesc cuvinte urâte, dar și trăsnet. Se întâmplă ceva în viața voastră și vă dă peste cap întreaga viață. La capătul acestui set de cărți aveți moment din moment în moment. Și, dedesubt, armonie. Deci, 7 de monede, răbdare. Sunteți deja într-un proiect, probabil de muncă, poate să fie și creativ, e o femeie gravidă, dacă vă spune asta ceva bine, dacă nu, femeia gravidă înseamnă un proiect în lucru. Nu este la început, da? Logic. Și mai aveți de așteptat până culegeți roadele acestui proiect. Ați investit în ceva și trebuie să crească. E o sămânță care acum se dezvoltă. Poate au apărut primii lăstari, dar oricum trebuie să mai așteptați. Și în momentul în care simțiți primii lăstari, aveți o aveți posibilitatea să înțelegeți lucrurile, relațiile, pentru că avem yin și yang, da? Avem dualitatea, plus, minus, noapte, zi, bine, rău. Avem șarpele care încheie un ciclu. Deci în momentul în care primiți primele roade ale acestui proiect, a acestei investiții, că este proiect de lucru, că este relație, voi știți mai bine ce în viața voastră, da? Veți avea o capacitate de a înțelege lucrurile de o profunzime deosebită. Sper că mă înțelegeți ce încerc să zic și ce simt. Uneori e greu să transmit în cuvinte, dar mă strădui. Este o completare totală. Nu știu cu cine, nu știu în ce sens. Este o completare totală. Aveți lună, aveți soare. Luna reprezintă iar semn de aer, soarele reprezintă semn de foc. Dar trecând peste semne, că nu-i bine să ne fixăm musai pe semne, deși și ele pot să spună unele lucruri pentru unii dintre voi, avem masculin și feminin. Este posibil ca pentru unii dintre voi să fie o relație. Cred că în acest moment simt că unii dintre voi vă întâlniți, vă apropiați de întâlnirea cu flacăra geamănă. Și asta vă produce această stare de schizofrenia, așa este exprimată în cărți, reprezintă doi de spade. Trebuie să alegeți. Și este grea alegerea și vă stresează la culme. Pentru că totul vine ca un trăsnet. Această carte reprezintă turnul. După cum vedeți și acești oameni pică. Da? Sunt ca și trăsniți, un foc, kundalini se ridică. Un foc se ridică în voi și parcă tot ce a fost vechi, vechiul eu, se dărâmă ca să construiți un nou eu. Ei, și toată situația asta vă stresează la culme, că de fapt asta înseamnă schizofrenie. Gânduri, 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 poate unii dintre voi aveți insomnii. După cum vedeți, acest om e undeva parcă între deasupra unei prăpăstii. Evident că nu e o prăpastie, e mental, totul este mental.
aveți doi vulturi în depărtare, iar o relație cu cineva, ideea este că cei doi, ambii, se ridică deasupra mentalului și plutesc undeva în zare, deci se ridică deasupra întregii situații. Probabil unii dintre voi vă conectați cu, nu i-aș spune suflet perechi, este flacăra geamănă, vă conectați cu această persoană în 5D, nu în 3D, în 5D. Și abia după ce experimentați niște stări, niște viziuni și înțelegeți această completare, investiți într-o relație sau într-un proiect. Simt că mai degrabă trebuie să aveți răbdare, da, așa simt în acest moment. Răbdarea, în acest context, vă spune că trebuie să aveți, să vă acordați timp, să creșteți voi, până la întâlnirea cu flacăra geamănă. Probabil unii dintre voi mai aveți nevoie de dezvoltare. Să lucrați cu voi înșivă. Poate flacăra geamănă are niște situații personale de rezolvat sau e un pic în avans și voi trebuie să-i ajungeți din urmă. Altfel, povestea cu flăcările gemene nu e foarte ușoară, nu este foarte confortabilă, dar e minunată într-un final. Dacă unul dintre voi este mai evoluat, evident că întâlnirea nu poate să aibă loc decât în momentul în care începe să intrați în vibrația lor, să vă apropiați, înțelegeți, da? Și din acest motiv aveți moment cu moment, pas cu pas, după cum vedeți acest om, da? Trebuie să fie foarte atent cum pășește, da? Pe aceste pietre, iar semn de pământ, pietre. Este doi de monede, da? Trebuie să intrați în echilibru. Deocamdată jonglați cu niște chestii, poate cu trecutul, da? Că tot au venit lucrurile ca un trăsnet în viața voastră. Ca un trăsnet. 10, 26. Poate vă spune ceva 26, s-o fi întâmplat ceva pe 26, nu știu. 26, 24. Plutiți deasupra unui curcubeu, deasupra unui râu. Toate valurile trecutului deja se transformă în experiențe, dar încă trebuie să intrați în... să fiți atenți la fiecare pas și să evoluați, da? Cu fiecare pas veniți mai aproape de această integrare. Integrare cu voi înșivă. De fapt, ce este flacăra geamănă? Sunteți voi în altă versiune, în altă variantă. Dacă sunteți bărbat, flacăra geamănă este varianta voastră feminină. Și invers, dacă sunteți femeie, flacăra geamănă este varianta voastră masculină. Ei, aveți și armonie, 10 de cupe, semn de apă, călătorie, izolare și în spatele iluziilor. Dacă aceste mesaje vă spun ceva, integrați-le în conștiința voastră și înțelegeți-vă taina, înțelegeți-vă soarta. Lucrurile oricum au venit ca un trăsnet, este Uranus. Poate aveți cineva, Uranus în opoziție sau conjunct cu o planetă din harta voastră natală. Așa se întâmplă. Sau chiar square, quadratură. Ok. Se amestecă cărțile, că doar v-am arătat câteva. Fecioară, soare, lună, Venus, ascendent în fecioară. Ia uite, tau! Tower, turnul. Încă unii dintre voi ori încercați să rezistați aceste schimbări bruște și fabuloase care vine în viața voastră. E o trezire. Și tot ce a fost construit, tot ce a fost vechi se rupe, se dărâmă ca să construiți ceva nou. E o trezire la o nouă realitate, la o nouă dimensiune. E o situație uraniană, asta e clar. Ok. Fecioară, soare, lună, Venus, ascendent în fecioară, mai 2019. Okidoki. Central. Regina de băte. O persoană pasională, poate să fie semn de foc, dar nu e obligatoriu. Întreprinzătoare, creativă, magică, cu această pisică neagră. Vedem ce mai e. Ia uite, regele de monede, puteți să fiți dumneavoastră. Semnul leului, semnul taurului.
poate aveți planete în Taur, ceva se întâmplă. Probabil că provocarea începe în timpul zodiei Taurului. Vedem. 3 de monede, în trecut, îndepărtat, dumneavoastră lucrând, lucrând. Și lucrând de zor, atât de mult, încât poate unii dintre voi sunteți bârfiți, da? Unii admirați, alții bârfiți. Ideea este că pe ce puneți mâna faceți artă. Nu lucrați la modul simplist. Sunteți perfecționiști. Am vorbit foarte mult astăzi și uneori mi se usucă și mie gurița. Faetonul. Călătorie. În ultima vreme ați călătorit către... Ce călătorește faetonul? Faetonul călătorește către steaua, către destinul său. Într-un fel sau altul, dacă ați conștientizat sau nu, voi știți, în ultima vreme, sau v-ați dorit, sau ați călătorit spre împlinirea unor dorințe, spre destinul vostru. Repet, poate nu conștientizați, voi vă faceți planuri ca orice semn de pământ și ca orice om normal până la urmă, vă faceți planuri să vă duceți acolo, acolo, acolo și fiecare plan este urmărit la nivel divin, da? De înger, de Dumnezeu și vă aduce mai aproape de steaua voastră, de destinul vostru, de flacăra geamănă, că tot am avut mai devreme această senzație. Haideți să vedem în continuare. Putere, iar casa 8-a, luna august, iar semnul leului, mai mult sau mai puțin, sau a fecioarei, da? Leu fecioară, poate să fie cuspidă. Puterea. Puterea, energia aceasta va domina întreaga luna mai. În relații, în muncă, în tot ce faceți, în tot ce căutați. Cavalerul de spade, în viitorul apropiat. Poate unii dintre voi simțiți nevoia să călătoriți, pentru că avem și pe orizontală călătoria și faetonul, amândoi călătoresc, da? Și după cum vedeți, se întâlnesc. Poate vă doriți să vă întâlniți cu această persoană care vă, nu știu, vă instigă într-un fel, vă pune pe foc, dacă este o altă persoană, că eu simt că acesta sunteți dumneavoastră, semn de pământ. Dar vă luați mesajul cum simțiți, nu pot să vă dau chiar toate variantele, sunt foarte multe. Călătoriți către această entitate, persoană. V-ați dori să comunicați, pentru că acest cavaler de spade e foarte direct, uneori prea direct, foarte rapid, impulsiv, dorește acum, cât mai repede să se exprime, să facă, să se întâlnească, da? Poate că în ultima vreme ați simțit că această persoană ar fi însemnând ceva important în viața voastră. Are caracteristici de foc. Este creativă, este pe picioarele ei. Poate studiază și artele divinatorii cu această pisică neagră. Are o inimă deschisă. După cum vedeți, floarea este în dreptul inimii. Persoana deschisă. Și... cred că trebuie să vă... toată luna mai, poate și mai încolo, rămâne de văzut ce etalări, cum vor apărea cărțile în etalările următoare. Oricum, în luna mai va trebui să vă controlați. Să controlați această bestioară, acest animăluț, această stare pe care toți o avem, de impulsivitate. Da? Cum ați avut și... cum aveți, de fapt, acest foc în centru vostru, poate voi să vă simțiți foarte pasionali. Este foarte posibil, este chakra inimii. Așa văd eu cartea aceasta centrală. Este chakra inimii, simțiți că inima voastră parcă a luat foc, sunteți pe foc într-un fel sau altul. Dacă nu e o persoană, puteți fi voi. Vă simțiți foarte creativ, întreprinzător, vreți să începeți ceva. Că tot ați muncit, vreți să începeți ceva, o afacere, poate unii dintre voi, și trebuie să vă adunați controlul. Și dacă tot sunteți așa
aprinși, pasionali, trebuie să vă controlați, da? Să vă conectați la spiritualitatea voastră. Să preluați controlul asupra corpului vostru, asupra tendințelor, impulsurilor fizice, că asta reprezintă leul, da, bestia, impulsurile fizice. Și să tratați situația oarecum mental și chiar spiritual. Eventual să vă temperați până prin august. August, septembrie, dar e luna 8-a. Însă, acum, în viitor, apropiați, ori voi vreți să călătoriți către cineva și să vă exprimați, eu știu ce aveți pe suflet. Sau cineva a intrat brusc, că tot ați avut turnul, a intrat brusc în viața voastră și comunicați foarte mult, rapid, sincer. Și provocarea este pentru dumneavoastră, pentru că, în general, semnele de pământ, am spus în general, nu e obligatoriu să fiți așa, poate aveți, eu știu ce aspecte în harta natală, dar, în general, semnele de pământ sunt, au nevoie de ca lucrurile să meargă pas cu pas, cum a fost cartea mai devreme, da? Să nu fiți scoși din tabieturile voastre, din ritmul vostru, este dificil să vă adaptați, în general, semnele de pământ. Dar norocul vostru, că sunteți totuși un semn dual, vă adaptați mai bine decât Taurul sau Capricornul, oricum. Haideți să vedem în continuare. Împăratul, sfat, împăratul, cum am spus mai devreme, preluați controlul. Poate să fie un semnul berbecului sau al taurului și aveți iar semnul taurului. Poate unii dintre voi, într-adevăr, aveți de-a face cu un taur sau cu un berbec, că avem și aici foc, da? Dar trecând peste zodică, nu, acestea sunt foarte importante. Trebuie să preluați controlul asupra vieții voastre în toate privințele, în toate. Pentru că împăratul a trecut prin toate. Deci dacă acum sunteți rege de monede, trebuie să investiți, să vă dezvoltați, să vă extindeți ca să deveniți împărat, da? Pentru unii dintre voi, ca și sfat. Pentru alții, poate să fie o persoană de autoritate care vă susține în dezvoltarea voastră. Vă luați mesajul cum simțiți. Ori sunteți voi, ori este o altă persoană. Ca și sfat. Exterior, roata norocului. Foarte frumos. Semn jupiterian, pești sau săgetător. Roata norocului se învârte în favoarea voastră. Va aduce niște evenimente de destin pe care nu le așteptați. Și din acest motiv aveți, eu zic că vă reprezintă acest rege de monede, că în general fecioarele își pun deoparte și își achiziționează ce au e nevoie în viață, da? Și din acest motiv provocarea este să ieșiți un pic din starea în care v-ați obișnuit. Lucrurile vin ca un vârtej. Doar ați avut și turnul, dar vin în favoarea voastră. De ce vă este frică? Regele de cupe? De ce v-ar fi frică de regele de cupe? Aici este o întrebare destul de sensibilă. Am tras-o cu ochiul un pic. Probabil vă este frică... Poate că nu veți avea parte de aceasta. În general, regele de cupe reprezintă o dragoste totală, adevărată. Poate vă este teamă că nu o să o aveți. Dar dacă materializați teama... Semnul peștilor, al racului sau al scorpionului. Este o persoană nu emoțională. Este emoția în sine. Dar se controlează persoana asta. Poate uneori nici nu vă arată prea multă emoție, dar e deasupra acestui ocean. Și ce ascunde acest ocean, numai el știe. Probabil că presimțiți că acel ocean are niște lucruri și periculoase și frumoase și asta vă provoacă o oarecare stare de, eu știu, teamă. Curiozitate, neîncredere, nesiguranță, ce vă doriți, judecata. Pluto, scorpion, vă doriți să renașteți, să vă ascultați vocea interioară, vocea îngerilor, dar
trebuie să faceți pace, trebuie să stați în liniște, trebuie să vă controlați. Da? Și aveți două cărți care vă sugerează controlul, și împăratul și puterea. Trebuie să vă controlați acest foc interior, pentru că s-ar putea focul ăsta să vă distragă atenția, să nu auziți. Pentru că am mai spus, vocea interioară nu urlă, nu strigă, șoptește. Pentru unii dintre voi, dacă vreți să vă descoperiți misiunea spirituală sau adevăratul destin, trebuie să vă calmați un pic. Emoțiile, poate sunteți voi, trebuie să vă calmați emoțiile. Și vă e teamă că nu puteți, dar o să puteți, că na, trebuie să puteți. Poate să fie o a doua șansă într-o relație cu cineva. Poate vă doriți această a doua șansă, dar cu această roată a norocului n-avem niciun... Deocamdată, nu știu ce cărți urmează. Poate să fie o a doua șansă cu dumneavoastră înșivă. După cum știți, etalările mele nu se fixează musai pe persoane. Dacă e cu o altă persoană, voi știți mai bine, poate să fie cu voi înșivă. Repet, ați avut turnul de câteva ori, o transformare interioară, lucrurile vin brusc. Aveți cavalerul de spade, ați avut turnul, aveți roata norocului, aveți această, parcă ieșiți din morți, înviere. Eu am mai avut un sodie, 7 de spade. 7 de spade înseamnă strategie. Poate... aveți de-a face cu un semn de aer, nu știu unde, nu știu în ce context, care v-ar putea spune niște bârfe, niște minciunele, că avem și cavalerul de spade care vine cu vești, poate, pentru unii dintre voi, nu e obligatoriu, pentru alții, ar putea fi o strategie mentală, sunteți semn mercurian până la urmă, sunteți mentali, cei născuți în semnul fecioare. Puneți la cale o strategie. După cum vedeți, acest om nu se știe dacă urcă sau coboară. Poate se ducă să salveze pe cineva, poate fuge să nu fie prins. Rămâne, totul e subiectiv. Încercați să creați o strategie, pentru că vă luptați pentru o reușită. Ați avut poate 6 de băte în trecut, ați avut o reușită și încercați să o mențineți. Și din acest motiv aveți și luptă, 2 de 7, iar 7-7, să vă spună ceva, dacă vedeți 7-7, înseamnă că probabil mesajul e pentru unii dintre voi. Luptați pentru o situație, puneți la punct o strategie și luptați nu doar mental, ci și fizic cu aceste bâte, vă adunați tot focul ăsta interior ca să luptați. Puteți să protejați pe cineva, puteți să vă protejați pe dumneavoastră sau să încercați să cuceriți, da? Am zis, poate să cucerească ceva. Voi, regina de monede. Regina, regele, poate să fie soția ideală. Sau soția, sau perechea ideală. Aveți regele și regina de monede, da? Bine, am spus-o de multe ori. O persoană nu trebuie să fie reprezentată de o singură carte, pentru că toți avem mai multe caracteristici. Poate aceeași persoană, poate aici sunteți dumneavoastră și trebuie să vă temperați. Repet, oricum. Probabil că mai aveți de luptă. În mai trebuie să vă controlați, să luptați și de-abia... mai spre sfârșitul lunii, poate și în lunile următoare, vă veți întâlni cu această regină de monede. O persoană creativă, o persoană fertilă, o persoană frumoasă, mulțumită de cariera ei. Regina este, na, este mulțumită, nu este la început de carieră. Este mândră de ceea ce a realizat și realizează lucruri frumoase. Poate să fie semn de pământ, dar nu este obligatoriu. Reprezintă aceste caracteristici, înțelegeți voi, da? Închid ochii. Ah, ia uite, la capătul acestui set de cărți ce aveți? Marea preoteasă. O persoană foarte intuitivă, poate să fie semnul peștilor. Sau,
Pentru că unii conectează simbolul acesta cu taurul, poate ceva de lună nouă în taur. Eu știu, ați avut vreun vis, ați înțeles niște lucruri. Oricum, dacă e o persoană, aici aveți o persoană intuitivă, poate să fie astrolog, tarot, eu știu ce, vă consultați cu cineva sau sunteți dumneavoastră, repet, dacă nu e o persoană, sunteți dumneavoastră, vă conectați la intuiția voastră într-un mod intuitiv. După ce vă faceți griji, poate ieșiți din această stare de grijă mentală. Ați avut o durere sufletească. Ați avut o durere sufletească. Da, s-au făcut deja 30 de minute. Să luăm un sfat de la îngeri. Așa s-a întâmplat. Nu mi-am propus să fac atât de mult, dar știți cum vin mesajele, cum vin. Uneori dau mai multe variante. Fecioară, lună, Venus, ascendent în Fecioară. Mai 2019. Ce avem aici? Înapoi la ceea ce iubești. Reevaluează-ți dorințele. Adesea, în viața noastră, călătorim și facem, nu, călătorim pe căi impuse de alții, într-un fel sau altul. 3. Poate vă spune ceva? 3. Luna a treia, ziua a treia, în fine. Adesea călătorim în direcții pe care alții nu le sugerează, ni le sugerează, dar noi de fapt dorim să călătorim în altă direcție. Și încet încet ne îndepărtăm de ceea ce iubim. Această carte vă aduce aminte să vă reevaluați dorințele, să vă analizați că ați avut și conștiință mai devreme, da? Ați avut și Marea Preoteasă. Să ieșiți un pic din grijile pe care vi le-ați făcut, din mental, din durere. Și să vă descoperiți adevăratele dorințe, ceea ce vă doriți cu adevărat, nu ceea ce ați preluat de la familie, din societate, de la prieteni, da? Și în momentul în care descoperiți ceea ce vă doriți cu adevărat, și asta o simțiți doar în inimă, vă întoarceți la ceea ce iubiți. Poate e un hobby. Poate este chiar sinele vostru superior. Și concentrați-vă pe dragoste. Ce frumoasă imagine, superbă. Și iar, dacă nu mi se pare mie, eu zic că o să vi se pară vouă. Nu e așa că seamănă cărțile? Amândouă au câte o bestioară, un dragon, un leu, o fecioară, da? Dacă aici o temperați, aici deja stați de vorbă ca niște prieteni. Cred că unii aveți nevoie de o... să vă acordați timp sinelui vostru, să vorbiți cu voi înșivă, să vă analizați dorințele. Poate unele dorințe au fost chiar draconice, undeva în timp, de-a lungul timpului. Acum faceți pace cu ele. Faceți pace cu negativul vostru. Parcă simțiți și compasiune. Poate unii dintre voi nu vă mai judecați atât de grav. Poate aveați obiceiul să vă judecați. 24, dacă vă spune ceva. Ați avut și cred că și mai devreme ați avut. Așa, și onestia. Iar, interesant, că ați avut 7 de spade care reprezintă minciunele, strategie, aici sunteți sfătuiți să fiți onești. Vorbiți cu dragoste și cu adevăr. Vorbiți limbajul dragostei. Și relaxați-vă. Este esențial să vă relaxați. Frumoase mesaje. Sper să vă fie de bun augur. Și da, concentrați-vă pe dragoste. Și dragostea este în voi. Și în momentul în care vă concentrați pe dragoste, deja mi s-a uscat gura, atrageți dragostea. Sper să vă ajute această etalare. Vă doresc numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală. La revedere!